sunteți în sanctuar cu noi și pe toți cei care sunteți online cu noi. Vrem să o salutăm și pe Georgeta. Ea este la școală, vine la acasă din când în când, în seara aceasta este aici. O salutăm pe ea, casa ei și pe toți ființii Domnului. Vă invit în seara aceasta pentru cuvântul de predică pe care Domnul ni-l va da să citim din Evanghelie, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 7 la 14. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele de la 7 la 14. El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Vă invit cu toată dragostea să vă reocupați locurile. Frați și surori, fiecare este zi este specială în felul ei. Cel puțin pentru faptul că n-a mai fost și nu va mai fi niciodată ziua de astăzi, martie 11, 2007. Este o zi pe care Dumnezeu a scos-o din cutia eternității și ne-a oferit-o în dar ca să ne bucurăm. Slăvit să fie Domnul! Așa de mulți oameni n-au mai prins ziua aceasta. S-au oprit undeva, unii într-un fel, alții în altul, însă nouă Dumnezeu ne-a dat harul să continuăm. Ce facem cu acest har? În seara aceasta, pentru că suntem în fața unei săptămâni pe care o dedicăm pentru post, rugăciune și stăruință în vederea umplerii și reumplerii cu Duhul Sfânt, vreau să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu împreună cu toată responsabilitatea despre botezul cu Duhul Sfânt. Acesta este un subiect în Biblie concret, în tradiția creștină, controversat. Însă noi îl vom prezenta din Scripturi așa cum reprezintă el mărturisirea de credință a Bisericii lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vă invit pe toți să aveți și Biblia și inima deschisă, vă invit să vă folosiți discernământul și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină și har. În primul rând, aș vrea să ne ocupăm despre lucrările Duhului Sfânt în istorie. Lucrările Duhului Sfânt în istorie. Prima lucrare a Duhului Sfânt în istorie, alături de Fiul și de Tatăl în Sfânta Trinitate, este lucrarea creatoare. Genesa 1 cu 2. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor.
Aceasta este lucrarea de creațiune în care s-a implicat Trinitatea. A doua lucrare este lucrarea revelatoare, lucrarea de revelație, de descoperire a voiei lui Dumnezeu. Aceasta s-a manifestat prin proroci și apostoli. 2 Petru 1, 20-21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați, adică călăuziți de Duhul Sfânt. A treia lucrare este lucrarea ecologiatoare, lucrarea de ecologie a lui Dumnezeu. Este un termen mai rar întâlnit, este dedicat teologiei și asta înseamnă că Dumnezeu în istorie s-a implicat să mențină ceea ce a creat. Nu doar a creat și l-a lăsat în pace să se strice în timp, ci el a menținut lucrările sale și nu a lăsat pe nimeni să le distrugă. A așezat vremuri, soroace, planete, pe pământ, a împodobit pământul cu vegetație și lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat, el s-a implicat să le mențină în existență, în același fel și în același sistem. Asta vrea să exprime termenul acesta puțin mai complicat, dar n-am găsit un sinonim mai popular. A patra lucrare este lucrarea soteorologică. Soteorologia este un domeniu al teologiei care înseamnă mântuire, care se ocupă de mântuirea sufletului, adică partea din teologie care se ocupă de mântuirea sufletului. Am vrut să spun că una dintre activitățile, una dintre lucrările Duhului Sfânt este lucrarea de mântuire a oamenilor. Duhul Sfânt este implicat în mod activ și direct în mântuirea oamenilor. A cincea lucrare a Duhului Sfânt este lucrarea eclesiologică. Eclesia este cuvântul din limba greacă pentru biserică. Asta înseamnă că o altă lucrare a Duhului Sfânt este lucrarea de a se implica în biserica lui Dumnezeu. Nu numai în mântuirea oamenilor care devin parte a bisericii, ci Duhul Sfânt se implică în biserica lui Dumnezeu și este cu și în biserica lui Dumnezeu. A șasea lucrare a Duhului Sfânt este lucrarea misiologică, adică lucrarea de misiune. Știți bine că Domnul a spus, nu plecați în misiune, rămâneți aici, dar Duhul Sfânt va veni peste voi și când El va veni peste voi veți primi o putere. Atunci când veți avea puterea, cu puterea asta să plecați. Unde? În misiune. Luați dunamisul, luați puterea Duhului Sfânt și duceți-vă în misiune și puneți bomba asta peste toate lucrările diavolului. Și ultima lucrare a Duhului Sfânt din punct de vedere al studiului din această seară este lucrarea escatologică. Escatos este cuvântul pentru sfârșit și escatologia este partea de teologie care se ocupă de vremurile sfârșitului. Anticrist monstru, prorocul mincinos, mia de ani, judecata de apoi și așa mai departe. Ei bine, Duhul Sfânt va fi implicat în mod activ pentru pregătirea Bisericii Domnului în perspectiva răpirii acesteia. În al doilea rând, frați și surori, aș vrea să observăm una dintre lucrările acestea despre care am amintit puțin mai devreme, lucrarea soteorologică, adică lucrarea de mântuire în care este implicat Duhul lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea mântuitoare și aceasta se întâmplă în interiorul omului, în facultățile interioare ale omului, în Duhul și în sufletul omului. Procesul vieții spirituale începe odată cu pocăința și se încheie odată cu slujirea din dragoste. Și aș vrea să observăm scurt, pentru că lucrurile acestea au mai fost și vor mai fi spuse, dar lucrurile importante le dovedim că sunt importante prin faptul că le repetăm și repetiția e mama învățăturii. Aș vrea să observăm, frați și surori, câteva aspecte din lucrarea soteorologică, adică mântuitoare a Duhului Sfânt în interiorul vieții unui om. Pocăința este primul pas al omului înspre Dumnezeu. Este prima reacție a unei inimi omenești că răspunde la chemarea Evangheliei lui Iisus Hristos să fie mântuit. Pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu cu adâncă părere de rău pentru faptele din trecut făcute. Lucrarea de pocăință nu este o lucrare a Duhului Sfânt, este o lucrare a omului păcătos. Dar Duhul Sfânt dă sentimentul de vinovăție. Zice, când
Duhul va veni, el va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Ei bine, Duhul Sfânt dă sentimentul acesta de vinovăție oamenilor. Dar pocăința este reacția umană la invitația lui Dumnezeu prin Evanghelie. Nu Duhul Sfânt se pocăiește în locul meu, eu trebuie să mă pocăiesc. Și nu Duhul Sfânt mă obligă să mă pocăiesc, că atunci cei ce nu se pocăiesc înseamnă că n-au fost obligați. Nu, pocăința este o atitudine liberă a unui om de a reacționa la Evanghelie răspunzând ei sau refuzând Evanghelia. Însă Duhul Sfânt dă sentimentul de vinovăție care ajută pe om să se arunce în brațele lui Dumnezeu pentru că se simte vinovat. A doua lucrare, a doua parte sau al doilea pas în lucrarea de mântuire a sufletului omenesc după pocăință e nașterea din nou. Nașterea din nou, diferit de pocăință, e făcută în mod direct de Duhul lui Dumnezeu alături de Scriptură. Domnul l-a învățat pe Nicodim spunând: dacă nu te naști din nou, din apă, acesta este cuvântul, ne învață Petru și Pavel mai târziu, și din Duh. Nașterea din nou e făcută de Duhul Sfânt și de Evanghelia lui Iisus Hristos. În momentul în care un om se pocăiește și în momentul în care un om e născut din nou, omul acela se numește mântuit. Omul acela se numește mântuit. A treia lucrare pe care Duhul Sfânt o face este sfințirea. Sfințirea, dacă mai vă aduceți aminte, are și ea două părți, partea A și partea B. Partea A înseamnă justificarea pe care a făcut-o Hristos, adică aduce El în locul nostru, pentru ca să ne îndreptățească înaintea lui Dumnezeu prin sfințirea lui câștigată pe Golgota. A doua parte a sfințirii, prima parte e un act de moment justificator, a doua parte a sfințirii e procesul de neprihănire trăită zilnic de fiecare dintre noi și chiar dacă e presărat cu anumite slăbiciuni și scăderi, ne ridicăm și continuăm. A patra lucrare pe care Duhul Sfânt o face este umplerea, este botezul omului pocăit, născut din nou și sfințit. Aceasta înseamnă o experiență spirituală de așezare a credinciosului sub controlul direct al Duhului Sfânt și revărsarea de putere spirituală în vederea sau în perspectiva slujirii acestuia în împărăția lui Dumnezeu. Ultimul pas al lucrării de mântuire pe care Duhul Sfânt o face în inima omului este lucrarea de slujire. Lucrarea de slujire deja ne scoate în afara omului, pentru că omul nu mai slujește în interior. În interior se pocăiește, în interior se naște din nou, în interior se sfințește, în interior vine Duhul Sfânt. Dar când slujește, el nu mai slujește în interior, el slujește în exterior. Slujește cu predica, cu cântarea, cu ordinea, cu reglarea sunetului, cu multiplicarea de casete, cu îngrijirea copiilor și cu alte și cu alte, cu muzica și cu tot felul de alte activități. Acestea se întâmplă în afară. Pocăința, nașterea din nou și sfințirea și umplerea cu Duhul Sfânt sunt pentru mine. Ele îmi împodobesc casa duhovnicească a existenței mele. Dar slujirea este pentru alții. Dar slujirea nu este înainte ca să fiu eu schimbat dintr-un om firesc într-un om duhovnicesc. Prima lucrare e în interiorul meu. Pocăință, naștere din nou, sfințire și umplere cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt se așează la limita sau granița între lucrarea interioară, pocăință, naștere din nou și sfințire, și lucrarea exterioară, adică slujire. Aș vrea acum să spun câteva lucruri într-o mică paranteză. Primele trei lucrări sunt făcute în interiorul omului. Pocăința, nașterea din nou și sfințirea, în parte umplerea cu Duhul Sfânt. Ultimile două lucrări sunt făcute în afara omului, manifestarea umplerii, adică slujirea. Botezul cu Duhul Sfânt, spuneam și repet, este o excepție. El face parte și din prima și din a doua. Prima și ultima lucrare sunt făcute de om, pocăința și slujirea. Sunteți aici? Observați, pocăința și slujirea sunt făcute de om, numărul 1 și numărul 5. Punctele 2, 3 și 4 sunt făcute de Duhul lui Dumnezeu. Observați că omul
declanșează lucrarea de mântuire răspunzând chemării lui Dumnezeu și el o încheie ca o consecință la ceea ce s-a întâmplat în interior. Scopul lui Dumnezeu nu este mântuirea noastră, ci scopul lui Dumnezeu este revenirea noastră în starea de capacitate spirituală pentru ca să slujim în împărăție după ce ne-am mântuit. Mântuirea este doar starea de îndumnezeire a oamenilor. Dar după ce oamenii sunt îndumnezeiți prin mântuire, adică pocăință, naștere din nou și sfințire, ei sunt chemați să nu stea degeaba, ci să se implice în slujire. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva, a spus: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și populați-l, aveți grijă de grădină. Mai târziu, în Scriptură, Vechiul și Noul Testament, Dumnezeu a avut sfaturi concrete pentru profeți și pentru apostoli și pentru Biserica Domnului. Scopul final al lui Dumnezeu nu e mântuirea oamenilor, ci e implicarea oamenilor mântuiți în împărăția lui Dumnezeu, în slujire. De aceea fiecare dintre dumneavoastră ar trebui să vă simțiți mustrați dacă nu faceți ceva în Biserica Domnului. Dacă nu vă simțiți mustrați, credeți-mă că vă spun cu o inimă de frate, înseamnă că în interiorul dumneavoastră există o mare problemă. Pentru că Duhul Sfânt din interior ar trebui să te pună la treabă. Dacă nu te pune, e un mare semn de întrebare. Nu vreau să vă supărați pe mine. Eu vreau doar să vă slujesc pentru că sunteți frații mei în Hristos. Dumnezeu nu vrea doar să ne mântuiască și atât. Dumnezeu ne mântuiește și mântuiți fiind devenim buni pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și fiecare, potrivit darurilor pe care le-a primite de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ioan 16:8. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Observați că celelalte trei lucrări ale Duhului Sfânt, celelalte trei lucrări le face Duhul Sfânt, așa cum anticipam. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt este diferită de botezul sau umperea cu Duhul Sfânt. Și acum vreau să spun câteva cuvinte, măcar că n-o să insist asupra lor, și o să vă rog frumos să fiți foarte atenți, pentru că există riscul să mă înțelegeți greșit și mai apoi să judecați ceea ce vi s-a părut că am spus, nu ceea ce am spus eu. Repet, persoana și lucrarea Duhului Sfânt este diferit de botezul sau umplerea cu Duhul Sfânt. Adică, lucrările Duhului Sfânt sunt multe. Umplerea cu Duhul Sfânt este o anumită lucrare a Duhului Sfânt care, într-adevăr, încununează viața spirituală a credinciosului. Ea este o lucrare adâncă, este o lucrare măreață și separată de celelalte. Ea este separată de pocăință, naștere din nou și sfințire. Absolut separată. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență separată și distinctă de acestea. Duhul Sfânt face nașterea din nou și face sfințirea, însă botezul este o scufundare în Duhul. Dumneavoastră știți că Biblia vorbește despre botezuri. În limba greacă, când se vorbește despre botez, tot timpul se folosește cuvântul din limba greacă, baptizo. Verbul baptizo înseamnă a scufunda. Una este să vină Duhul Sfânt în interiorul unui om și alta este un om să intre în Duhul lui Dumnezeu, să se scufunde în Duhul lui Dumnezeu. Încă o dată, una este să intre Duhul lui Dumnezeu într-o inimă de om, adică omul îl include pe Duhul Sfânt, și alta este omul să fie scufundat în Duhul Sfânt, să-l includă Duhul Sfânt pe om. De aceea, în originalul grecesc, întotdeauna când se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt, nu este botezul cu Duhul Sfânt, ci este botezul în Duhul Sfânt. Astăzi, dicționarele grecești sunt la îndemâna fiecăruia dintre noi și le putem consulta fără nicio greutate. Ceea ce vă spun eu nu este un secret. Este un lucru absolut verificabil. Luați un dicționar, un Nou Testament și veți constata că întotdeauna, citiți, vă rog, textele biblice, eu am să le citesc câteva dintre ele mai departe, pentru că este vorba de scufundare în. Nu poți să scufunzi mâna cu apă, scufunzi mâna în apă. Nu poți să pui ceva cu cană, pui ceva în cană. Nu poți să pui lapte cu pahar, pui lapte în pahar. Deci este vorba despre scufundarea credinciosului în Duhul Sfânt. Este botezul în apă.
Dacă e cu apă, înseamnă că e stropire. Dar când e în apă, omul intră în apă și nu se mai vede. Botezul în apă, botezul în Duhul Sfânt. Aceasta este cuvântul din limba greacă. Am să vă citesc câteva texte biblice. Matei 3:11, cât despre mine, eu vă botez în apă. Cu apă. Cum se spune? Noi botezăm pe oameni cu apă sau în apă? Răspundeți dumneavoastră, spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza în original, este în. Marcu 1:8, eu da, v-am dat botezul cu apă, dar el vă va da botezul cu Duhul Sfânt. Eu am să folosesc terminologia cu, pentru că aceasta este o terminologie obișnuită în biserica noastră și nu am să spun lucrul acesta ca să șocheze pe cineva. Vreau doar să vă spun Evanghelia. Luca 3:16, Ioan drept răspuns a zis tuturor că despre mine eu vă botez cu apă, dar vine acela care e mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan 1:33, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela pe care îl vei vedea, acela în care vei vedea Duhul Domnului pocărându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Fapte 1:8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori și așa mai departe. 1 Corinteni 12:13 și mai multe texte biblice. Dacă vreți să verificați, luați un Nou Testament grecesc, luați un dicționar și consultați veridicitatea celor spuse de mine. O să constatați, dar este și logic. Întotdeauna când bași ceva în apă, bagi în interiorul apei și se spune în. În interior. Noi tot timpul obișnuim întrebarea, îl ai pe Duhul Sfânt? Întrebarea corectă nu e dacă îl ai pe Duhul Sfânt, că pe Duhul Sfânt îl are orice om născut din nou. Întrebarea este dacă Duhul Sfânt te are pe tine? Nu uitați, una este ca un om să aibă pe Duhul Sfânt pentru lucrarea de sfințire, pentru lucrarea de naștere din nou. Nu există naștere din nou în afară de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face nașterea din nou. Dar asta nu înseamnă scufundare în Duhul. Asta înseamnă că iei apă și te stropești. Duhul Sfânt face sfințirea. Dar asta nu înseamnă scufundare în Duhul. Scufundare în Duhul înseamnă baptizo, experiența unică de botez și mai apoi repetabilă de umplere, de reumplere. Când noi întrebăm oamenii, tu l-ai pe Duhul Sfânt, noi nu ne referim la naștere din nou și sfințire, ci ne referim la botezul cu Duhul Sfânt. De aceea întrebarea e greșită. Ea trebuie pusă în felul următor. Duhul Sfânt te are pe tine? Pentru că nu tu îl conții pe Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt te conține pe tine. Tu ești în interiorul lui. Ești învăluit de el, pe din apoi, pe din afară, în sus, în jos, peste tot. Adică e ca și atunci când sări în apă și ești în interiorul apei și nu te mai vezi. Te-ai scufundat în baptizo, a intrat în interior. Exact ca submarinul care intră în apă. Vaporul este în apă, dar nu se scufundă. Nu-i baptizo. Submarinul este tipul acela de vapor care se scufundă și merge ca și peștele în interiorul apei. Asta înseamnă baptizo, a fi botezat. Ori în apă, ori cu Duhul Sfânt, ori cu foc. Întotdeauna verbul baptizo înseamnă să fii scufundat într-un mediu. Botezul cu Duhul Sfânt nu mântuiește pe om. Această afirmație s-ar putea să nu se potrivească cu convingerile cuiva. Scopul meu nu e să între frații să văd ce convingeri au. Scopul meu este să predic Evanghelia Domnului Iisus Hristos și să vă spun următorul lucru. Scopul botezului cu Duhul Sfânt nu este să mântuiască, pentru că el nici nu vine în inima unui om nemântuit. Duhul Sfânt nu intră într-o inimă necurată, nemântuită, pângărită. Are loc mai întâi pocăința și nașterea din nou. Asta înseamnă mântuire. Are loc sfințirea, o anumită etapă a sfințirii, măcar justificarea are loc neapărat. Pentru că dacă Hristos nu depune meritele jertfei sale, un om cu toate meritele lui nu poate să fie pocăit.
Justificare înseamnă când vine Iisus Hristos la Tatăl și spune: Tată, în temeiul jertfei mele, din palmele mele, în temeiul sângelui meu, eu îl îndreptățesc. Atunci ești sfințit. Nu ești sfânt, ești sfințit, adică altcineva te curățește. Ori până Hristos nu justifică un om, nu poate să vină Duhul Sfânt în el. Dar când Hristos justifică un om, omul acela e mântuit. Umplerea cu Duhul Sfânt vine într-o inimă deja mântuită. Rolul umplerii, al botezului, al reumplerii, nu este deloc mântuirea sufletului. N-a fost niciodată. Roman 10, 9 la 11, ascultați-mă cu atenție, ascultați-mă cu atenție, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să nu suferiți ceea ce spun, însă este important, indiferent ce convingere aveți, să aveți bărbăția, adică puterea și demnitatea, să vă consultați cu Evanghelia, indiferent ce credeți, ascultați cuvântul Domnului. Roman 10, 9 la 11, dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Observați că mântuirea se realizează prin lucrarea lui Iisus Hristos până după înviere. Înainte ca un om să fie umplut cu Duhul Sfânt, el este mântuit. Înainte ca să te muți într-o casă, mai întâi o curățești, o mături, o vopsești, o pentuiești eventual. Nu te duci într-o casă așa cum a fost, să zicem că nu e o casă nouă, e o casă de la altcineva. Nu te duci așa cum ți-a lăsat-o fostul proprietar. Poate vrei să schimbi ceva, vrei să schimbi faianța, tailele, vrei să schimbi parchetul, florul, vrei să schimbi vopseaua, pentul, vrei să schimbi ceva. Și mai întâi pregătești casa și apoi intri în ea. Ei, Duhul Sfânt nu vine într-o inimă nemântuită. Rolul Duhului Sfânt nu e să mântuiască pe cineva. Vorbesc nu de Duhul Sfânt, ci de botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ca persoană mântuiește prin nașterea din nou și sfințire, dar botezul Duhului Sfânt nu e pentru mântuire. N-a fost și nici nu va fi vreodată pentru asta. E o experiență spirituală dată oamenilor deja mântuiți. În toate cele cinci cazuri de botez cu Duhul Sfânt din fapte, toți oamenii care au fost umpluți cu Duhul Sfânt au fost în prealabil, adică înainte, mântuiți deja. Vreau să vă întreb, ucenicii în fapte 2, când au fost umpluți cu Duhul Sfânt în urma stăruinței, nu erau mântuiți? Sunt oameni care întreabă astăzi, pentru că noi nu gândim duhovnicește și biblic, noi gândim în manieră de businessman. Ce câștig la afacerea asta? Și întrebarea noastră în manieră de businessman este următoarea. Păi dacă Duhul Sfânt nu, botezul cu Duhul Sfânt nu mântuiește, atunci de ce să stăruiesc să primesc botezul? Sunt mântuit, ce nevoie mai am de botezul cu Duhul Sfânt? Și acum eu, ca să nu vă răspund, vă pun întrebări. Cântarea mântuiește? Dar atunci de ce cântați? Rugăciunea mântuiește? Dar atunci de ce vă rugați? Citirea Bibliei mântuiește? Dar atunci de ce citiți Biblia? Venirea la biserică mântuiește? Atunci de ce veniți la biserică? Și aș putea să continui cu exemple care nu mântuiesc în mod direct, dar participă la mântuire și exprimă mântuirea. Cântarea, simplu fapt că cânți, nu te mântuiește. Nimeni nu poate să fie mântuit cântând sau citind Biblia sau rugându-se sau venind la biserică. Poți să faci toate aceste lucruri, dacă nu te pocăiești, nu vei fi mântuit niciodată. Dar atunci când un om e mântuit, el face aceste lucruri. În concluzie afirm, aceste lucruri nu le fac ca să fiu mântuit, le fac pentru că sunt mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt, am nevoie de el nu pentru ca să fiu mântuit, ci pentru că sunt deja mântuit și e pasul următor de care am nevoie și spre care mă îndrept datorită faptului că acum sunt mântuit și sunt în împărăția lui Dumnezeu și gândesc diferit. Un om care este mântuit nu mai gândește în termeni de business, de avantaje personale, ce câștig din chestia asta. Dacă nu câștig nimic, n-o fac. Omul este mântuit în momentul în care se pocăiește și este născut din nou de Duhul.
Însă trăirea cu Dumnezeu și slujirea lui Dumnezeu implică primirea unei puteri. Puterea aceasta nu se primește la mântuire, nici la nașterea din nou, nici la sfințire. Fiecare pas spiritual, pocăință, naștere din nou, sfințire, umplere cu Duhul Sfânt și slujire, are rolul lui în relația omului cu Dumnezeu. Fiecare pas are rolul lui, absolut are rolul lui. În concluzie, nu putem spune că nu ești mântuit pentru că nu ești botezat cu Duhul Sfânt, dar atenție, nici nu putem spune că ai fost botezat cu Duhul Sfânt când ai fost mântuit. M-ați auzit? Repet, pentru că s-ar putea să sune ciudat. Nu poți spune, nu ești mântuit pentru că nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți spune asta? Adică poți să spui, dar nu-i biblic. După cum nu poți spune, ai primit botezul cu Duhul Sfânt când ai fost mântuit. Nu este adevărat. Pocăința este pocăință și are rolul ei. Nu înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Nașterea din nou e naștere din nou și are rolul ei și nu înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Sfințirea e sfințire și are rolul ei și nu înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Săr peste botez. Slujirea e slujire și are rolul ei, dar botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment separat, special, direct. Și numai acesta este baptizo, scufundare într-un lichid. Și are rolul lui. El nu mântuiește, dar nici cele care mântuiesc, pocăința, nașterea din nou și sfințirea, nu înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Noi nu vrem acum să spunem, a, puteți să rămâneți fără botez, că tot acolo este. Pentru că nici nu credem că atunci când ați fost mântuiți, ați și fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu! Mântuirea e una și vine datorită pocăinței și nașterii din nou și este urmată de sfințire, dar această stare de om sfințit te conduce mai mult să-L iubești pe Dumnezeu. Și asta te împinge să înțelegi că urmează acum primirea unei puteri, pentru ca mântuirea să-ți o duci în relație puternică cu Domnul și să poți fi în stare să faci lucrarea lui Dumnezeu în maniera la care te cheamă Dumnezeu. Te uiți la tine și vezi că n-ai resurse. Și atunci ai nevoie de putere. De unde vine puterea? Puterea vine din Duhul puterii, din Duhul lui Dumnezeu. E, atunci există o experiență specială când Duhul lui Dumnezeu mă umple. Prima umplere dintre umpleri se numește botez. Următoarele se numește reumpleri. Prima umplere se numește botez cu Duhul Sfânt. Următoarele umpleri nu se mai numesc botez. Botezul e o dată. Prima oară când vine Duhul Sfânt, când te scufunzi în Duhul Sfânt, ăla se numește botez în sau cu Duhul Sfânt, cum folosim noi. Biblic este în. Noi folosim terminologia noastră obișnuită cu, să nu încurcăm poporul Domnului. Am explicat numai pentru cunoaștere. Dar de scufundarea în Duhul Sfânt avem nevoie, pentru că acolo, în interiorul dumnezeirii, noi ne identificăm cu dumnezeirea. Nu stând la distanță și corespunzând cu dumnezeirea. Dăm un pic de dragoste, mai adaugă puțină bucurie. Nu! Neastră, știți că au existat două extreme. Eu nu spun ale cui biserici au fost exponentele acestei extreme. O extremă a fost că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Botezul cu Duhul Sfânt nu iartă păcatele, nu spală păcatele. Păcatele le spală sângele lui Iisus Hristos când te pocăiești și când prin credință îl primești pe Hristos în viața ta. Atunci te naști din nou și te implici într-o viață de sfințire în urma justificării, prima parte a sfințirii. În această stare înțelegi că ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, stăruiești sau în altă formă primești botezul, adică te scufunzi în Duhul lui Dumnezeu și treci la un alt nivel spiritual. O să mai revenim la lucrurile astea. Acum aș vrea să trecem la o altă lucrare. La lucrarea eclesiologică, adică la lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Am vorbit despre lucrarea Duhului în om, în fiecare dintre noi. Lucrarea de pocăință nu-i lucrarea bisericii, e lucrarea mea, lucrarea dumitale, a ta, la fiecare în parte.
Nu e lucrarea bisericii. Lucrarea de naștere din nou nu e lucrarea bisericii. Lucrarea de sfințire nu e lucrarea bisericii. Lucrarea de umplere cu Duhul Sfânt nu e lucrarea bisericii. Astea sunt lucrări în om, nu în biserică. În om. Adică nu se face la grămadă. Se face cu fiecare individ în parte. Așa se face că pe două scaune unul poate fi pocăit și altul nu. În aceeași biserică. Pe același rând. Unul poate fi născut din nou, altul nu. Unul poate fi sfințit, altul nu. E o lucrare personală. Adică cum te îngrijești, așa ești. În biserică însă, dintr-o dată lucrarea Duhului Sfânt capătă caracter comunitar, nu individual. Așa că vreau să vorbim puțin despre lucrarea din biserică a Duhului Sfânt. Aceasta e lucrarea exterioară. Prima fază este lucrarea de manifestare a puterii Duhului prin daruri. Roman 12, 4 la 8, întâlnim 5 daruri. Prorocie, învățătură, îmbărbătare, dărnicie, conducere și generozitate. 6. În 1 Corinteni 12, 1 la 11, întâlnim 9 și le știți bine. Vorbirea despre înțelepciune, vorbirea despre cunoștință, credință, vindecare, minuni, prorocie, deosebirea duhurilor, vorbire limbi, tălmăcirea limbilor. 6 și 9. Întâlnim 15 daruri. Manifestarea acestor daruri dau putere în biserică. Puterea în biserică se realizează prin manifestarea darurilor. Vreau să înțelegeți asta. Puterea în biserică se realizează prin manifestarea darurilor. Și acum vreau să vă întreb câteva lucruri ca să aplicăm aceste adevăruri biblice la realitatea din biserică. Sunt oameni care spun așa: această biserică e bine organizată, dar nu e plină de Duhul Sfânt. N-are Duhul Sfânt. Atunci eu vă întreb, ascultați-mă, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceleași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri, atenție, darurile vin de la Duhul Sfânt. După harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura lui. Cine e chemat la o slujbă să țină de slujba lui, cine învață pe alții să țină de învățătură. Cine învață pe alții să țină de învățătură. Învățătura e trecută ca un dar al Duhului Sfânt. Ați înțeles ce vreau să spun? Spune, zice, biserica asta e bine organizată, are învățătură, dar nu are pe Duhul Sfânt. Păi cine învață biserica asta? Eu? Deci eu am ajuns să fiu la nivelul Duhului Sfânt. Orică e El, orică nu e El, învățătura e aceeași. M-ați îndumnezeit. M-ați idolatrizat și m-ați făcut Dumnezeu. Băi, oameni buni, darul de învățătură vine de la Duhul lui Dumnezeu. Nu poate carnea să aibă abilitatea de a învăța lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Înțelegeți odată. Dar asta nu înseamnă că toate darurile Duhului se rezumă la învățătură. Dar mergem mai departe. Și cuvântul Domnului spune: cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine cârmuiește să cârmuiască, că aici am vrut să ajung, să cârmuiască cu râvnă. Zice, biserica asta e bine cârmuită, dar n-are Duhul Sfânt. Biblia zice, cine cârmuiește ca un dar al Duhului să cârmuiască. Să cârmuiască înseamnă să conducă. Ăsta este leadership-ul. Este grupul de frați care sunt chemați să conducă lucrările lui Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Și zice, nu, oamenii ăștia conduc bine, ei au organizat bine biserica, dar biserica asta nu e Duhul Sfânt. Păi conducerea e darul Duhului, măi frate. Vrei să-mi spui că oamenii politici au venit în biserica lui Dumnezeu și au ajuns la performanța să organizeze biserica lui Iisus Hristos? Vă dați seama ce forme subtile are invidia și răutatea? Vă dați seama cum se aruncă în popor, așa, pe sub haină, tot felul de pastiluțe subtile ca să semene în mintea oamenilor suspiciunea, bănuiala, disperarea, deznădejdea? Vreau neapărat să vă îmbărbătați, nu de la mine, nu sunt în stare să îmbărbătesc pe nimeni. Vreau neapărat să vă îmbărbătați din Evanghelia pe care o rostesc în această seară. Darul de învățător e darul Duhului Sfânt. Darul de îmbărbătare e darul Duhului Sfânt. Darul de conducere e darul Duhului Sfânt. Și mai sunt încă 15.
Altcineva spune, e ușor să dai bani, dar aici nu-i Duhul Sfânt. Însă am să vă citesc din cuvântul Domnului. Cine face milostenie, s-o facă cu râvnă. Darul Duhului Sfânt, milostenia. Cum îți permiți să spui că milostenia e așa, e un lucru la colț de stradă? Un lucru la colț de stradă? Știi că numai 40-50% în general dintr-o biserică au darul ăsta de la colțul de stradă? Nu-ți spune nimic statistica asta? A doua manifestare a Duhului Sfânt în biserică este lucrarea autorității Duhului. Prima a fost lucrarea de putere, a doua e lucrarea de autoritate. Cum? Prin slujbe. Aduceți-vă aminte de Efeseni, capitolul 4, versetul 11. El a dat pe unii. Dacă citim în context, este limpede că Iisus Hristos i-a dat. El a dat pe unii apostoli, continuați, proroci, evangeliști, păstori și învățători. Cine i-a dat pe ăștia? Ăștia în puterea și în numele cui fac slujba? Strimiși de Buddha? De Confucius? De Mahomed? Cine îi împuternicește? Cine le dă lumină? Cine le dă orientare în evangelizare, în învățătură, în pastorație? Nu, biserica asta este bine organizată, dar nu-l are pe Duhul Sfânt. O organizează fratele Luigi. Ori Duhul Sfânt tot acolo este. Tot acolo este? Păi cum să fie tot la fel? Eu sunt un om din carne, am venit ieri, plec mâine, Duhul Sfânt e Dumnezeu, e veșnic, mărit să fie numele Domnului. Astfel de lucruri nu le fac oamenii, nu le fac muritorii, le face Dumnezeu prin oameni. Asta nu înseamnă că aceste daruri sunt singurele. Vreau numai să vă spun că Evanghelia este complexă, nu cum o prezintă fiecare în funcție de cât știe sau de cât are interes. A treia lucrare care se întâmplă în biserică este lucrarea de caracter a Duhului, lucrarea caracterului Duhului, și aceasta este roada. Lucrarea puterii Duhului, darurile, lucrarea autorității Duhului, slujbele, lucrarea caracterului Duhului, roada. Galateni capitolul 5, versetele 22 și 23. Observați, o biserică are putere când prin biserica aceea se manifestă daruri. O biserică are autoritate când prin biserica aceea se manifestă slujbele slujitorilor. Și o biserică are caracter. Are curăție, are sfințire, are dumnezeire, are asemănare cu Dumnezeu atunci când există roada Duhului. Și roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe până la numărul 9. Acestea se întâmplă în biserică. Primele se întâmplă în om. Omul este mântuit în momentul în care se pocăiește și este născut din nou. Însă trăirea cu Dumnezeu nu poate aduce nici pocăința, nici nașterea din nou în deplinătatea ei, ci doar umplerea cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este o lucrare care trece de la interior la exterior. De la lucrarea de împodobire duhovnicească din inima omului la lucrarea de slujire din biserică și din lume. Aș vrea să observăm în al patrulea rând, ne-au rămas câteva minute, piedici în calea stăruinței. Și acum să devenim puțin mai practici și mai concreți pe ceea ce vom face săptămâna viitoare. Acum o să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că pare puțin mai filozofic, mai greu ceea ce urmează să vă spun. Atunci când vorbesc despre stăruință, mă refer la rugăciunea insistentă, atât pentru botezul cu Duhul Sfânt, care e prima umplere, cât și pentru toate reumplerile care urmează, după cum este nevoie în viața spirituală a unui om credincios. Botezul e unic, reumplerea este permanentă. În Noul Testament, substantivul stăruință îl întâlnim o singură dată. În Efeseni 6:18. Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Ăsta e substantiv și o singură dată în Noul Testament îl întâlnim. Ca verb a stărui, îl întâlnim de multe ori în Noul Testament. Spre exemplu, am citit Fapte 1:14, recitesc. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, adică cu o conștiință, cu același scop.
în rugăciuni și cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Fapte 6:4. Noi vom stărui necurmat în rugăciune. Fapte 12:12. Stăruiți în rugăciune. Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune. 1 Tesaloniceni 5:17. Rugați-vă neîncetat. Ați știut că sunt atât de este de atâtea ori verbul a stărui în Biblie? Noi spunem, unde scrie asta? În Scriptură. Întotdeauna piedicile pentru stăruință sunt în interiorul omului, în minte și în inimă. Și acum vreau să vă spun despre câteva piedici. Ignoranța este prima. Aceasta este experiență fără cunoaștere. Accentuează experiența cu Dumnezeu timp în care minimalizează cunoașterea. A doua este indiferența. Are cunoaștere, dar nu are experiență, e invers. A treia este populismul, adică oamenii care vor să devină populari, faimoși și fac lucruri care încearcă să ia ochii poporului, mulțimii. Să știți că sunt anumite comportamente, anumite cuvinte, anumite expresii, anumite tipuri de predici care plac poporului în funcție de biserici, baptiste, pentecostale, creștine după Evanghelie. Du-te într-o biserică adventistă și vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt. Du-te într-o biserică adventistă și vorbește despre sabat, să vezi câtă trecere ai. Iată dar că în fiecare biserică există subiecte preferate, digerabile, plăcute, oamenii te iubesc. Ei, și în biserica pentecostală există subiecte plăcute. Sunt oameni care vor să devină populari. Și scopul nu este să crească biserica, scopul este să spună bisericii anumite lucruri pentru ca să devină faimoși. Asta nu înseamnă că oamenii care predică Evanghelia, eu vorbesc despre posibilitatea aceasta, care este împotriva stăruinței și care este o piedică. Apoi, în al patrulea rând, este imoralitatea, tradiție fără sfințenie, sau legalismul, pasiune fără dragoste, sau imitația, care e religie fără revelație, sau imaturitatea, care e activitate fără viziune. Tot faci, 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 dar nu știi unde vrei să ajungi. Bați pe cuie, bați cuie, dar nu știi de ce le bați, bați așa, ca să nu mai le car după tine. Nespiritualitate înseamnă să faci înainte să fii. Haideți să vorbim foarte puțin despre semnul botezului cu Duhul Sfânt. Semnul botezului cu Duhul Sfânt. Atunci când vorbim despre semnul botezului cu Duhul Sfânt, această abordare poate fi una superficială, simplă sau mai complexă. Am să aleg o cale de mijloc. Împart semnul în două, măcar că prima A este semn, a doua B e mai mult dovadă. Așa că spun următorul lucru, vorbesc despre semnul inițial acum. Semnul inițial al vorbirii, al botezului cu Duhul Sfânt, este vorbirea în limbi. Între cele 5 experiențe din Biblie, Ierusalim, Fapte 2:4, Samaria 8:18, Damasc 9:17 și trimitere 1 Corinteni 14:18, unde apostolul Pavel spune, vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, Cezarea 10:4-6 și Efes 19:6, absolut toate includ experiența vorbirii în limbi. Citiți, vă rog, Fapte 2:4, Fapte 8:18, Fapte 9:17 și duceți-vă în 1 Corinteni 14:18 și citiți Fapte 10:4-6 sau Fapte 19:6 și o să întâlniți acolo semnul exterior al vorbirii în limbi ca un semn autentic al umplerii cu Duhul Sfânt. Acum, trebuie să fac o paranteză și să spun următoarele lucruri. Vorbirea în limbi poate fi semn A și poate fi dar B. Una este semnul vorbirii în limbi, alta este darul vorbirii în limbi. Și acum continui să fac următoarele afirmații. Vorbirea în limbi trebuie tălmăcită în public prin darul tălmăcirii. Și aceasta nu-i prorocie. Prorocie înseamnă să vorbești din partea lui Dumnezeu direct în limba maternă. Încă o dată, frați și surori, uitați-vă în Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 14, versetele de la 1 la 4. Și puteți să citiți tot capitolul. Dacă vorbești în limbi și tălmăcești, asta nu este prorocie.
Are oficiu de prorocie și este asemănătoare cu prorocia. Dar asta e vorbire în limbi și tălmăcire din limbi. Prorocie înseamnă să vorbești direct în limba maternă. Și multe părți din predică sunt prorocie, multe părți din sfaturile părinților sunt prorocie, multe părți din sfaturile frățești sunt prorocie. Prorocia e o vorbire în limba maternă. Și s-ar putea să nu fie toată de la cap la cap, ci la un moment dat Dumnezeu îți înfige în inimă un mesaj. Și știi că e de la Domnul. Dar nu trebuie neapărat să aibă înainte vorbirea în limbi. Asta e vorbire în limbi și tălmăcire. Prorocia e direct în limba maternă, n-are nimic în față. Au același scop în principiu, în amănunt e puțin diferit. Poți avea vorbirea în limbi ca semn o singură dată sau tot timpul după aceea. Încă o dată. Poți avea vorbirea în limbi ca semn o singură dată în momentul botezului sau întotdeauna după aceea. Însă nu e obligatoriu să ai darul. În cuvântul lui Dumnezeu citim: toți sunt proroci, toți sunt apostoli, toți vorbesc în limbi. Toți, când întreabă toți vorbesc în limbi, nu se referă la semn. Toți au semnul când sunt botezați. Se referă la dar, nu toți au darul. Nu toată biserica va fi apostol, nu toată biserica va fi proroc, nu toată biserica va vorbi în limbi, nu toată biserica va avea darul credinței, nu toată biserica va face minuni. Fiecăruia cum îi dă Duhul, Duhul dă daruri. Mai aud astăzi printre tineri, eu rămân la biserica aceea că acolo am fost botezat. Dacă biserica aia ți-a dat botezul, tu trebuie să mai fii botezat odată de Dumnezeu. Cel care botează este Dumnezeu și Iisus Hristos. Fiecare dintre noi suntem botezați într-o anumită biserică, într-o anumită familie, într-o anumită încăpere. Unii suntem botezați în mașină, alții când suntem la lucru, tot felul de experiențe. Asta nu înseamnă că locul unde am fost botezați e mai bun decât alt loc unde n-am fost botezați. Duhul Sfânt alege aceste lucruri, nu ne alegem noi și nu le aleg oamenii. Nu-i vorba de meritele unei biserici. E vorba, poate fi vorba de credința unei biserici. Poate fi vorba de obiceiul de a insista al unei biserici. Dar nu de merite. Că dacă ar fi vorba după merite, un singur merit avem, iadul. Întâi Corinteni 12:27-30. Voi sunteți trupul lui Iisus Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, proroci, învățători, apoi pe toți cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, vorbirilor în limbi. Oare toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt proroci? Nu. Toți sunt învățători? Nu. Toți sunt făcători de minuni? Nu. Toți au darul tămăduirilor? Nu. Toți vorbesc în alte limbi? Nu. Toți tălmăcesc? Nu. Fiecare cum îi dă Domnul. Însă acum te întreb ceva. Ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Hai să presupunem că răspunsul e da. Fii atent. Ce dar ți-a dat Domnul? Auzi? Dacă sunt atâtea daruri, ce dar ți-a dat Domnul? E adevărat că singurul dar dintre daruri care e pentru îmbărbătare personală printre altele e darul vorbirii în limbi. Dar nu mai e nevoie astăzi de vindecare? Nu mai e nevoie astăzi de darul credinței? Nu mai e nevoie astăzi de prorocie în biserică? Nu mai e nevoie astăzi de tălmăcire? Nu mai e nevoie astăzi de învățătură, de conducere și de toate celelalte daruri? Nu mai e nevoie? Ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Ce daruri ai primit în urma botezului? Sau folosești botezul doar ca să te poți căsători și să-ți iei grija că ai făcut-o și pe asta și apoi am eu grijă de familia mea, de business-ul meu și am isprăvit-o? Ascultă-mă, dar e relativ ușor să fii botezat cu Duhul Sfânt, că vei fi botezat prin credință în mila lui Dumnezeu. Dar să-ți păstrezi demnitatea, trăirea, neprihănirea și dedicarea în slujire pe care ar trebui să o aibă un om botezat cu Duhul Sfânt, este un lucru mare. E un lucru mare. Pentru ce ai primit puterea? Veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt. Pentru ce primești puterea? Puterea aceasta nu e în stare să mă facă punctual? Puterea aceasta nu e în stare să mă facă serios? Puterea aceasta nu e în stare să mă înfrâneze limba? Puterea aceasta nu e în stare să... Nu vorbesc de anumite alunecări, dacă cineva a alunecat, a căzut deodată într-o greșeală, ci mă refer la un mod de viață, de trăire în păcat.
semnul inițial și semne ca proces. Primirea și manifestarea unei puteri. Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Orice poate fi falsificat, dar puterea asta nu poate fi falsificată. Puterea pe care o dă diavolul nu-i constructivă. 2. Sfințirea. 1 Corinteni 6 cu 9. Nu știți că trupul vostru e templul Duhului Sfânt și că care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Iacov 3, 2 cu 18. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, e un om desăvârșit și poate să-și țină în frut tot trupul. De pildă. Și începe să vorbească despre desăvârșirea vorbirii. Cum e posibil un om botezat cu Duhul Sfânt să înjure? Cum e posibil un om botezat cu Duhul Sfânt să bârfească? Cum e posibil un om botezat cu Duhul Sfânt să mintă? Cum e posibil un om botezat cu Duhul Sfânt să-și pună vorbirea în slujba diavolului? Ce am făcut noi din biserica lui Dumnezeu? Au ajuns să râdă oamenii de biserica penticostală, pentru că tot felul de oameni spun: am fost botezat cu Duhul Sfânt și el e la fel ca înainte. Minte, fură și le face pe toate. Și stau oamenii de afară și râd: uite-te și la penticostale ăștia, ha, 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 ha. Și au dreptate. Ăsta e botez cu Duhul Sfânt? Uitați-vă în Scriptură să vedeți ce s-a întâmplat când au fost oamenii botezați cu Duhul Sfânt. S-a schimbat viața, a venit puterea, s-au sfințit, s-au aruncat în brațele Domnului. Nu vreau să vă descurajez, vreau doar să vă spun, Dumnezeu este extraordinar și nu merită să-L compromitem cu surogate, cu falsuri și cu înlocuitori. Astăzi bisericile au ajuns într-o concurență de popularitate și fac tot felul de declarații, de botezuri, doar pentru publicitate. Și nu e vorba numai de botez, e vorba și de alte și de alte și de alte și de alte activități. Ne jucăm de-a Dumnezeu deseori. Frați și surori, un lucru este clar, nu mai este mult și se va întoarce cel ce judecă. Se va întoarce cel ce cântărește viața mea, viața ta și viața dumitale. Se va întoarce Domnul acesta în curând. Au trecut 2000 de ani, dar se va întoarce. Aș vrea în seara aceasta să închei și vom continua altă dată când vom mai avea timp prin harul Domnului. Însă vreau să spun următorul lucru. Atunci când un înger a venit la Ioan, Ioan a vrut să se arunce la picioarele lui și să se închine. Și îngerul îi spune: nu, eu sunt un împreună slujitor cu tine. Duhul Sfânt este Dumnezeu, infinit mai mult decât un înger. Și noi îl chemăm să vină între noi. În fața unui înger, Ioan a fost în stare să se închine. Iar în fața lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, noi nu suntem în stare să ne închinăm. Vă întreb în această seară, ce merită Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este între noi, în noi, în mijlocul nostru? Dragi tineri, frați și surori mai în vârstă, scumpi prieteni, vă îndemn în această seară în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți că Duhul Sfânt nu este o liturghie religioasă în Biserica Penticostală, este Dumnezeu alături de Tatăl și de Fiul. Noi trebuie să cădem înaintea Lui într-o stare de adorare, de pocăință și de închinare totală. Noi trebuie să ne temem de Domnul și să ne smerim înaintea Domnului. Noi avem nevoie să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Dragi tineri, frați și surori, avem nevoie să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Încă o dată să fim reumpluți. Este ca mașina după ce mergi o săptămână, dacă te duci o săptămână, te duci din nou la gas station, la benzinărie și din nou umpli rezervorul că s-a golit. Ai nevoie din nou să te apropii de Dumnezeu și din nou să vină puterea, din nou să o consumi și din nou să vină puterea și din nou să o consumi și din nou să vină puterea. Vii în închinare și pleci în evangelizare. Aș vrea în această seară să te întreb nu dacă ai fost botezat cu Duhul Sfânt sau nu. Nu asta vreau să te întreb. Vreau să te întreb dacă acum ești plin de Duhul Sfânt. Simpla experiență pe care o duci undeva în anii 50, 60, 70, 80, 90 sau 2000 este importantă, dar crede-mă că dacă acum ești gol de Duhul, experiența aceea nu știu la ce îți mai folosește. Experiența aceea nu te ține o viață întreagă.
Ai nevoie să fii reumplut. Ca să fii reumplut trebuie să trăiești o viață de rugăciune, de stăruință, de apropiere de Dumnezeu, de îmbrățișare a lui Iisus Hristos și a lui Dumnezeu Tatăl. Să-ți deschizi inima și să te rogi, să primești, să nu te descurajezi, că Dumnezeu e bun și știe ce să-ți dea și știe când să-ți dea. Nu poți primi un duc de rătăcire dacă ești pocăit. Nu poți primi un duc de rătăcire dacă te rogi sincer și postești. Nu poți primi un duc de rătăcire dacă stai în mijlocul fraților și ții cont de ei și asculți de ei, de cei mai bătrân, de cei mai cu experiență de conducere a bisericii, de oameni luminați, de oameni umpluți de Duhul lui Dumnezeu. Nu poți primi un alt Duh. Nu te teme! Însă umplerea cu Duhul Sfânt este ca și mâncarea. Trebuie să mănânci mereu și mereu. Mereu și mereu. Vă chem în această seară, iubit popor al Domnului, să prindeți la inimă dorință și să dați năvală înainte ca să fie luat la cer Duhul Sfânt. Va veni o vreme când El va fi luat și nu va mai fi găsit. Îl vei căuta atunci pe tot pământul și nu va mai fi. Vei rămâne singur doar cu anticrist monstrul și cu prorocul mincinos și cu încă o ceată ca tine care au pierdut trenul. Te rog în această seară, pocăiește-te și vino la Dumnezeu cu post, cu rugăciune, cu credință, stăruind, insistând, pentru că acesta este un dar și Dumnezeu își găsește plăcerea să ți-l dea. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm și fiecare dintre noi să facem ordine în sufletul nostru, cerându-L pe Duhul Domnului să ne umple ființa. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.